Proiectul România Educată s-ar putea transforma în România politizată. Programul, care se află acum în dezbatere publică, propune mai multe modificări în sistemul de educație, printre cele mai importante fiind posibilitatea liceelor de a introduce un examen de admitere care va fi susținut înaintea evaluării naționale, examen de bacalaureat unic bazat pe competențe minime, asemănător testelor PISA, și posibilitatea elevilor de a trece de la un liceu profesional la unul teoretic în baza unui examen. În ceea ce privește managementul sistemului de educație, se propune desființarea inspectoratelor școlare și trecerea lor sub o altă formă în subordinea consiliilor județene. Va fi o politizare accentuată a învățământului, atrag atenția sindicatele. Cu siguranță! Politizarea va fi mai accentuată. Dacă discutăm de depolitizarea învățământului, apoi în niciun caz nu se va întâmpla lucrul ăsta în condițiile în care știm cu toții și prefectura la acest moment este sau prefectul este cu apartenență politică. Ce facem acolo unde responsabilii Consiliului Județean sau șeful Consiliului Județean înțelege așa cum au înțeles anumiți primari, din fericire pentru noi, nu la Buzău, că școala îi aparține și că atunci când sunt probleme, el trebuie să ia decizii. Odată trecute în subordinea consiliilor județene, problemele din educație nu se vor rezolva. Problemele învățământului vin de la finanțare. Deși acum această variantă de a trece cumva responsabilitatea în cadrul consiliilor județene, mi se pare că nu va rezolva niciun fel problema. Cât am văzut eu din proiectul respectiv, nu se face nicio referire la banii pentru învățământ. Învățământul ar trebui să primească, așa cum spune legea educației, 6% din timp și atunci nu va mai fi nevoie de fonduri suplimentare din partea nimănui. Proiectul a fost dezbătut de către autorități alături de sindicatele din educație, urmând a fi aprobat săptămâna viitoare prin memorandum de către guvern.